Bună seara, vă spun tuturor și bine ne-am regăsit la un nou webinar despre produsele noastre. În seara aceasta, pentru că suntem în plină vară, trebuie să acordăm deosebită atenție tenului nostru și îngrijirii acestuia. Așa că, în seara aceasta, subiectul de discuție este tenul și vara și spre ce produse trebuie să ne îndreptăm atenția pentru a avea un ten frumos, sănătos și să fie și armonios după ce trece vara peste el. Și trebuie afla astăzi de ce se schimbă anumite lucruri în pielea ta vara, ce implică îngrijirea specială a pielii vara și care produse Forever au rol important în îngrijirea pielii vara și de ce tocmai acestea sunt cele care au rol important în acest sens. Și hai să vedem. Cum îți afectează temperaturile de vară pielea și tenul? Încălzire și umiditate crescută, ceea ce duce la o activare a glandelor sebacee, cu exces de grăsime, de uleiuri pe ten, da, excesul de sebum de la suprafața pielii, ducând la o piele lipicioasă, mai grasă, chiar și tenurile cele mai uscate încep să fie un picuț mai consistente și, bineînțeles, porii au posibilitatea să fie blocați. Bacteriile și uleiurile din piele se amestecă cu transpirația și în acest sens apare blocare și mai puternică a porilor, mediu propice de cultivare pentru bacterii și în consecință apar erupțiile acneice care sunt mai frecvente vara, mai ales cei care au tenul mixt și gras, care au tendințe către acest mod de ten. Când pielea este expusă razelor de soare, așa cum am vorbit și în seminariile anterioare, crește producția de melanină și această creștere este realizată pentru protejarea pielii de daunele provocate de soare. Apare bronzul, care este plăcut ochiului, dar acesta poate fi secundat și de diverse erupții, de mâncărimi ale pielii, de senzație de căldură înțepătoare, de erupții de diverse erupții cutanate datorate sensibilității la soare. Și practic, variațiile de umiditate din timpul verii, cu suprapunerea infecțiilor bacteriene ca și mediu de cultură, cum spuneam, datorită transpirației, porilor acoperiți, erupțiilor acneice, alternanța între căldura de afară și aerul condiționat pot contribui la un proces semnificativ de deshidratare a pielii. Și de aceea pielea necesită vara și vara, fiecare sezon are specificul său, dar vara este necesară curățirea, hidratarea, folosirea cremelor cu factor de protecție solară pentru a proteja pielea de efectele nocive ale soarelui, ale căldurii și ale variațiilor de temperatură. Și hai să vedem 10 sfaturi pe care le vom asocia cu produse ale noastre în ceea ce privește îngrijirea tenului vara. Spală-l fața pentru a elimina excesul de ulei, de sebum. Vara, cum spuneam, tenul este gras, poate deveni și mai gras, tenul mixt poate vira către transgras, tenul gras poate vira către acnee. Folosește produse potrivite tipului tău de ten, care să curețe în profunzime pentru a elimina toate bacteriile, dar și murdăria din profunzime. Iar persoanele cu ten uscat ar avea nevoie de un plus de curățare fără spumă, cu efect de curățire ușoară, fără alcool și cu pH echilibrat. Și pentru asta am propus două produse ale noastre. Am propus Aloe Liquid Soap, care are baza de aloie, uleiul de argan, extractul de castravete, uleiul de jojoba, extractul de arnică, toate această combinație de uleiuri naturale și de extracte vegetale fac din acesta ca pielea să poată fi curățată, dar în același timp și hrănită și reînnoită.
o formulă cremoasă perlată, care este extrem de spornică, atenție că nu este nevoie să pui foarte mult decât cât un bob de mazăre, curăță delicat pielea sensibilă și este potrivit pentru întreaga familie, fie că vorbim de copii, de adulți, indiferent de vârstă. Ba mai mult, vorbim despre un produs multipremiat la concursuri internaționale în ceea ce privește produsele de îngrijire și produsele cosmetice. Al doilea produs la care m-am oprit pentru etapa de curățire este Refreshing Gel Cleanser din gama Sonia. Este extrem de potrivit pentru tenul mixt, dar și pentru tenul sensibil, pentru că curăță delicat, nu are efect de machiant de împrospătare, are aceste ingrediente, aloele, bineînțeles, ca și bază, uleiul de baobab, antioxidanți puternici, fructul de acacia concina, toate sunt agenți naturali de curățire, de hidratare, de hrănire și în același timp curăță foarte delicat impuritățile și urmele de machiaj. Fie că folosești Refining Gel Cleanser, fie că folosești aloe liquid soap, oricare dintre ele le folosești, atenție, în perioada aceasta când folosim mai mult și știți că și cu altă ocazie am spus că folosirea protecției solare nu se face numai când te duci la plajă. O faci și când ești să te duci să cumperi zarzava de la piață, pentru că și atunci ești cu fața și cu tenul în soare, și atunci ești cu brațele în soare, și atunci ești cu picioarele în soare. Și deci, practic, în momentul în care folosești protecția solară, datorită ingredientelor sale, în special extractului de zinc, atunci este nevoie de un plus de curățire. Și de aceea poți să dai chiar de două ori curățirea cu produsul tău preferat de curățat. Al doilea sfat este să optezi pentru o rutină bună în îngrijirea pielii și să o respecti seara și dimineața, să folosești un tip de gel pentru tenul uscat și hidratat pentru tenul gras. Da, tenul gras are nevoie de hidratare și înlocuim produsele pe bază de cremă, care să fie consistente și grăsoase, cu efect de curățire, tonifiere, hidratare de două ori pe zi, care să te ajute să-ți împrospătezi pielea curată și aceasta să fie în același timp și curată și împrospătată. Și hai să vă dau argumente pentru fiecare produs în parte de ce l-am ales. Hydrating Cleanser din gama Infinite by Forever este o formulă delicată și non-grăsoasă, de emulsie demachiantă și în același timp hidratantă. Agenții de curățire sunt din nucă de cocos și poate fi folosit pentru tenul sensibil și concomitent este folosit și ca și agent de curățire, dar și ca agent de demachiere, la fel ca și cel din gama Sonia. Poți opta pentru oricare dintre ele. Eu zic că Infinite by Forever Hydrating Cleanser-ul este mai bine recomandat pentru tenul sensibil și pentru tenul matur, datorită conținutului său bogat în acid hialuronic. Și Hydrating și Refreshing Cleanser din Sonia are acid hialuronic, dar aici mai avem în plus tripeptidele și peptidele din aminoacizi, care să redea fermitatea pielii și să reducă ridurile, deci are și efect anti-aging concomitent cu curățirea și cu demachierea. Mai departe, după ce ai făcut curățirea corectă a tenului, să folosești un serum. Și aici ai varianta de serum Firming Serum din gama Infinite by Forever, care are capacitatea de a combate progerina, proteina dăunătoare și cea care să genereze îmbătrânirea. În plus, are extracte vegetale, are proteine din grâu care să aibă efect de hidratare în profunzime, dar în același timp să și mențină hidratarea acolo unde este nevoie de ea. După aceea se aplică Restoring Cream din gama Infinite by Forever, care este de asemenea secundată de acele proteine specifice care să reverseze îmbătrânirea, dar este și de trei grupe de ingrediente principale.
Avem extractele vegetale, avem extractele apicole, avem zaharurile de origine vegetală și amestecuri de uleiuri cu proprietăți anti-îmbătrânire, dar și cu proprietăți conservante. Modul de livrare al acestora și al serumului și al cremei fac ca acestea să aibă ingrediente de tip conservanți extrem de puține și aceștia să fie de structură naturală. Este practic un sistem avansat de îngrijire a pielii cu peste 15 ingrediente benefice. Este o capodoperă destinată hidratării, refacerii, întinăririi pielii cu puternice proprietăți anti-îmbătrânire. Și aici fac o paranteză pentru amândouă, și pentru Firming Serum și pentru Gamma Infinite. Dragilor și dragilor, este important cum se simte în timp tenul tău prin aplicarea acestor serumuri și creme comparativ cu cum se simte crema pe ten. Foarte mulți au tendința să spună în momentul în care le pun pe ten, nu simt nimic deosebit, nu simt o chestie așa specială, dar folosindu-le în mod constant vei vedea importanța folosirii acestora și efectele asupra tenului tău. Hydrating serumul este o variantă cu 4 tipuri de acid hialuronic, inclusiv cu coaja de mimoză și cu ciuperca de zăpadă. Ciuperca de zăpadă și ea ca atare este considerată o formulă de acid hialuronic naturală. Și dacă dincolo aveam la Gamma Infinite pentru tenul sensibil și pentru tenul matur, Hydrating Serumul este foarte, foarte, foarte potrivit ca și serum de bază pentru tenul mix și pentru tenul gras, pentru că spuneam că avem în această situație nevoie de hidratare, dar fără consistență grăsoasă. Mai putem să folosim Sonia Soothing Gel Moisturizer, care este o formulă fantastică cu consistență de gel, care este perfectă pentru tenul gras și pentru tenul mix, cu extracte vegetale deosebite și cu efecte deosebite de echilibrare a tenului gras și a tenului mix. Illuminating Gel, cu formula sa care redă strălucirea naturală a tenului și o și uniformizează, este formula perfectă în perioada aceasta, mai ales după ce te-ai bronzat și începe acea exfoliere naturală a bronzului și pot apărea mici discontinuități și mici pete. Și atunci Sonia Illuminating Gel este o formulă fantastică. Sonia Aloe Tip Moisturizing Cream este o cremă de hidratare profundă. Restabilește necesarul hidric al pielii uscate și aș zice că este o variantă de cremă de noapte foarte bună pentru toate tipologiile de ten, dar și pentru tenul gras și tenul mixt, care este cel mai greu de gestionat în această perioadă. R3 Factor este crema de noapte pe care o poți folosi pentru tenul matur și pentru tenul important, sensibil, da? Pentru că contribuie la păstrarea apei în interior, conține ingrediente de vitalitate importante, contribuie la menținerea sănătății structurii și colorației pielii, aspecte importante de realizat în această perioadă, da? Deci de menținere a structurii pielii uniforme și fără pete. Moisturizing Lotion este o cremă pe care noi, foarte mulți dintre noi, o banalizăm. Este extrem de bogată în colagen, în elastină, în acid hialuronic și menține aspectul neted, moale și suplu. Este o loțiune ușoară pe care o poți folosi ca și bază de machiaj sau o poți folosi pur și simplu ca îngrijire zilnică atunci când nu este neapărat nevoie de un ten pretențios, deci poate fi folosită pentru tenul tânăr și este ideală și pentru dimineață și pentru seară.
Mai departe, pentru a păstra pielea hidratată, este esențial în timpul verii să folosești o mască. O mască hidratantă pe care să o folosești poate chiar și peste zi sau să o folosești noaptea. Și am optat aici pentru câteva variante. Ce mai poți să faci să-ți mai stropești frecvent pielea pentru a-ți o împrospăta? Și eu în mod frecvent folosesc aloe first-ul pus în mini first. Și o să vă explic imediat care dintre acestea sunt benefice și cum să le folosim. Aloe vera jelly nu este doar o variantă foarte bună de îngrijire a tot ce este piele, păr, mucoasă, ci se poate constitui și într-o foarte bună mască hidratantă și pentru ten, atenție, și pentru părul tău. Deci poate fi o mască foarte bună hidratantă în acest sens și poate fi folosită ca bază de hidratare. Poți să mai adaugi o mulțime de lucruri în ea. Poți să mai adaugi de la acidul hialuronic pe care îl avem în Forever Active HA, spartă capsula și pusă acolo și pusă o mască fantastică, o poți amesteca cu o mulțime de legume și fructe, poți să o iei, să o amesteci cu morcov ras sau cu sucul de la morcov ras, poți să o amesteci cu, pentru tenul gras sau cu tenul cu tendință spre pătare, poți să o amesteci cu suc de roșii sau pentru tenul sensibil cu puțin iaurt. Oricare din acestea poate fi aloe vera jelly o bază fantastică de hidratare. Spuneam că aloe first este benefic pentru tot ce este piele părmucoasă și este benefic nu numai pentru ten, ci și pentru pielea întreagă a corpului, pentru că acesta, datorită ingredientelor sale, calmează, dezinfectează, regenerează, cicatrizează și hidratează. Poți să-l folosești și ca și loțiune tonică, îl poți folosi și ca bază, punând pentru reîmprospătarea tenului și pentru reîmprospătarea machiajului și pentru fixarea acestuia și pentru firul de păr în combinație cu uleiurile esențiale. Și poți să pui așa la 100, cam la 100 de mililitri de aloe păr. Poți să pui pentru reîmprospătare peste zi, mai ales în căldurile acestea, una, două, trei picături de ulei esențial de mentă și vei avea și plus de energie, nu doar prospețime pentru ten și pentru păr. Poți seara să folosești cu uleiul esențial de lavandă ca să obții relaxare și parte de bine. Iar pentru combaterea insectelor poți să folosești fie uleiul esențial de mentă, fie uleiul esențial Defense. Iar pentru a combate petele care pot apare după bronz și pentru a preveni apariția petelor brune, îl folosești, atenție, numai seara cu uleiul esențial de lămâie. Poți să folosești noaptea Refining Gel Mask, indiferent de tipologia tenului pe care o ai, pentru că aceasta hrănește pielea în timp ce dormi, redefinește ideea de somn de frumusețe, ca să spun așa, favorizează aspect sănătos al tenului și susține acele fluctuații ale tenului, pentru că în perioada aceasta oricare dintre tenuri poate avea și o tendință mixtă. Pielea rămâne catifelată, întinerită și este excelent că nici nu se vede. Poți să dormi lângă partenerul sau partenera ta în pat fără să se sperie că ai pe față o mască sau fără să o vadă sau să o simtă, decât în mod plăcut. Poți să folosești mask powder cu activator sau poți folosi mask powder cu miere. Da, n-am trecut aici mierea ca imagine, dar sunt convinsă că cu toții știți cum arată mierea noastră. Mask powder își face datoria și de hidratare și de curățire, caolinul absoarbe excesul de sebum și poate să aibă și efect de lifting. Da, atenție pentru cei care nu stau foarte bine cu partea de claustrofobie, că are tendința să avertizăm persoanelor când le punem această mască, pentru că mai ales dacă o faci cu activator, are tendința să strângă. Tocmai pentru că face acest efect de lifting, dar să avertizăm oamenii în acest sens.
Pentru că este vară și pentru că ne dorim cu toții să reavem alături de noi Aloe Bioteluloz Mask. O amintesc, nu avem în stocuri, dar sperăm să vină și mai vin și alte veri în care acest material poate fi folosit, așa că am citat și Aloe Bioteluloz Mask cu beneficiile sale duble, atât legate de țesătura bio făcută de elemente naturale, și când este aplicată pe ten, plus serumul în care această mască este scufundată. Numărul 4. O piele sănătoasă și frumoasă, mai ales vara, este nevoie să sau o obținem dacă exfoliem. Să folosești un exfoliant pentru față de cel puțin de 2-3 ori pe săptămână pentru a îndepărta excesul de murdărie și de sebum de pe piele. Să masezi delicat scrabul cu mișcare circulară și să nu uiți și de zona buzelor, a gâtului, precum să nu uiți și de pielea corpului, mai ales de anumite părți dificile. Cum ar fi coapsele și fesele, cum ar fi sânii, cum ar fi tălpile și cum ar fi mâinile, dosul mâinilor, da, deci partea dorsală a mâinilor, care au tendința și ele de hiperpigmentare la expunerea la soare. Am ales Smoothing Exfoliator, care are două componente importante, componentă de exfoliere și componentă ușor de peeling. Datorită hidroxiacizilor pe care îi avem, aminoacizilor a papainei, care sunt și sursă, care este și sursă bună de vitamine, dar și cu rol de exfoliere. Particulele care fac exfolierea sunt microsferele de ulei de jojoba, dar și ingredientele obținute, microfibrele, textura de microfibre din bambus. Ce mai avem? Avem enzimele din bromelaină și papaină, cele care vin să îndepărteze, cum spuneam, cu un pic de efect de peeling, chiar tenul tău. Deci este foarte indicat în această perioadă. Aloe scrub este indicat în special pentru tenurile tinere, care nu au nevoie de această exfoliere și de acest efect de peeling foarte profund. În schimb, aloe, Forever Aloe Scrub poate fi folosit de către oricine pentru corp, pentru exfolierea corpului, pentru că este și foarte spornic. Partea protecție solară, numărul 5. Razele UVA și UVB pot fi foarte dure. Este necesar să folosim o protecție solară foarte bună. Revez materialele pe care le-am făcut despre protecție solară. Iată motivele pentru care să folosești aloe sunscreen. Este protecție naturală SPF30 împotriva razelor UVA și UVB. Oxidul de zinc este natural și creează o barieră superioară de protecție solară. Vitamina E calmează și hidratează, la fel și aloe vera, și au și efect antioxidant. Are rezistență la apă până la 80 de minute și, da, are grijă și de mediul exterior. Protejează ecosistemul marin și oceanic, deoarece nu conține substanțe care să polueze apele. Protecting Day Lotion, cu ingredientele sale deosebite, vine ca o formă non-nano de oxid de zinc, foarte prietenoasă cu mediul, oferă un SPF 20, poate fi o foarte bună bază de machiaj, este potrivită pentru orice tip de consumatori, indiferent de obiceiurile alimentare pe care le are, și este netestată pe alimente. Este practic o protecție solară cu spectru larg, UVA, UVB și de 20, care poate fi foarte bine folosită ca și bază de machiaj, cum spuneam, și care concomitent combină și ingrediente valoroase pentru piele. Deci, practic, este 2 într-1. Și ingrediente valoroase pentru piele, hidratare, hrănire, dar și protecția solară. Numărul 6. Evită machiajul greu. Știu că un machiaj fancy-trancy este foarte bun în club sau mă știu eu pe unde te duci tu ca să te distrezi, dar umiditatea și căldura afectează și capacitatea pielii de a respira. Așa că renunță la fondurile de ten,
grele și în loc de fond de ten folosește o cremă cu efect matifiant, poți, datorită tenului frumos și arămiu care vine după ce te-ai bronzat, să folosești doar un ușor balsam de buze, plus minus colorare a acestuia, deci să folosești eventual doar un contur de buze și apoi un foarte ușor lips. Și vei întreba oare de ce am ales aloe propolis cream? Ingredientele sale deosebite oferă o textură densă, ceea ce îl face să fie foarte cremos, nu are structură grăsoasă și poate fi matifiant, foarte bun matifiant și să nu mai fie pe un ten bronzat frumos, să nu mai fie nevoie să aplici fond de ten. De aceea l-am ales pe acesta acum, plus are proprietățile sale antibacteriene deosebite și de reglare a sebumului. Ca și înfrumusețare poți să folosești aloe lips, care îl poți folosi și un pic ca și anticearcăn, dar îți va face buzele să redobândească colorația lor naturală. Deci poți să folosești pur și simplu un contur de buze și să folosești doar aloe lipsul. Cu îngrijire deosebită folosește un toner bun. Un toner bun și eficient care să asigure închiderea porilor, să aibă și efect astringent, dar în același timp blând, care să împiedice transpirația și uleiul să înfunde porii și care să desăvârșească etapele de curățire și de demachiere. Și am ales Balancing Tonerul, care este un toner delicat, cu ingredientele sale deosebite, cu acid hialuronic, care să facă concomitent nu doar tonifiere, ci și hidratare și este foarte bun pentru tenul cuberozic, pentru tenul delicat, pentru tenul matur. Pentru tenul mixt și pentru zona ochilor, unde poate ai nevoie de un pic de efect astringent și care în același timp să fie și de împrospătare și de tonifiere și de hidratare, atunci poți folosi cu succes aloe activator, pe care îl poți avea și pentru a-l combina cu mask powder, dar îl poți folosi și pe el ca atare, ca și formulă de tonifiere și de hidratare și de curățire în același timp. Sfatul numărul 8, hidratează-te bine. Și aici îți ofer variante foarte bune de hidratare. Nu doar pe considerentul că le iei din business-ul tău, da, este foarte important să înțelegi acest lucru, dar vei primi concomitent cu hidratarea și multă sănătate. Consumul de vară poate să crească de la cei bine știuți 30 de mililitri pe kilogram corp, poate adăuga până la un litru în plus în hidratarea ta pe interior și în consumul de apă, care să ajute și la hidratare și la eliminarea toxinelor din organism. Deci combină-ți apa ta obișnuită de băut cu gelurile de aloe și cu băuturile pe care le ai în business-ul tău. Hidratarea este extrem de importantă pentru că razele ultraviolete sunt responsabile de arsuri și de deshidratarea organismului, nu doar a tenului. Uscarea pielii este de fapt o reacție naturală la agresiunea razelor soarelui și de autoapărare a organismului. Apa stocată în profunzime nu mai reușește să ajungă la suprafața epidermei și atunci pielea devine uscată, se cojește și transformă bronzul în acele exfolieri și pete care pot apărea. Deci să reținem că deshidratarea este o reacție naturală a organismului care se reface după expunerea la soare și atunci ai nevoie de hidratare intensă și pe interior, neapărat și pe exterior. Patul numărul 9, nu uita de buze, de ochi și de picioare. Poartă întotdeauna ochelari de soare pentru a-ți proteja ochii de razele nocive ale soarelui. Folosește un gel hidratant sub ochi, balsam de buze
Și aplică protecție solară inclusiv și hidratare foarte bună inclusiv pe picioare, mai ales dacă porți sandale, vezi că poți să faci niște arsuri fantastice pe partea dorsală a piciorului și atenție și la exfolierea pe care și abraziunea pe care ți-o face nisipul pentru tălpile tale. Și am ales așa. Pentru punctul acesta am ales Awakening Eye Cream, care este o formulă fantastică cu proprietăți anti-îmbătrânire, cu ingrediente puternice testate clinic, foarte concentrat și cu duble beneficii. Reduce atât cearcănele și pungile de sub ochi și reduce și liniile fine și ridulele, acele linii și riduri în formare, dar atenție, se adresează și ploapei superioare. Tendința acesteia de a cădea, de a fi, de a cădea ca și trăsătură. Am ales Alpha Effect și n-am ales întâmplător aici, pentru că acesta poate susține și sănătatea și frumusețea și prospețimea ochilor, dar îl poți folosi și câte o picătură pentru cuticulele palmelor, cuticulele unghiilor de la mâini și de la picioare, poți să folosești și pentru călcâie, acolo unde ai deshidratări și exfolieri consistente, poți să folosești și pentru partea de gât, unde poate apărea acum provocări mai importante. Da, am ales și aloe body lotion pentru că acesta menține pielea catifelată pe tot corpul. O poți să folosești pe tălpi, poți să folosești pe brațe, pe coapse, pe spate, pe mâini. Deci poți să folosești pe întreg corpul tău și este un agent de hidratare deosebit și cu parfumuri florale foarte tăcute. Pentru picioare, pentru relaxare sau pentru spate, pentru relaxare, poți să folosești aloe cooling lotion pentru că aceasta ajută la relaxare, la hidratare, la refacere, atenție, post-antrenament și este fantastică, este o formulă răcoritoare, combate și insectele și înțepăturile, dar previne și apariția altora noi pentru că mirosul înțepător de eucaliptol ține la distanță și insectele. Și, cum spuneam, asigură și senzație puternică de răcorire, ceea ce este acum foarte binevenit. Numărul 10. Fă o baie răcoroasă sau un duș de 2 ori pe zi. Menținerea unei bune igiene este foarte importantă vara și este important să folosești ingrediente care să nu-ți exfolieze foarte și să nu-ți facă depleție foarte importantă a microflorei de la nivelul pielii. Ambele, dușul de dimineață sau dușul de și baie seara, depinde cum îți place, sunt modul ideal ca să începi o rutină de curățire, de tonifiere și de hidratare. Și am ales aici două dintre produsele noastre, Avocado Hand and Face Soap, care cu untul său de avocado vine să refacă stratul lipidic al pielii, refăcându-l pe cel pe care îl îndepărtezi cu impurități și cu murdăria adunată de peste zi sau cu celulele care s-au exfoliat pe parcursul nopții. Iar aloe body wash este o curățire delicată, dar în profunzime, înlătură sebumul, lasă pielea curată, reface bariera de hidratare a pielii, favorizează hidratarea acesteia și poți să-l folosești de rutină și pentru parfumul său deosebit și pentru efectele sale asupra pielii. Așa că, să nu uităm, clonii principali ai îngrijirii pielii vara sunt curățirea, și să fie făcută cu ingrediente foarte delicate, exfolierea, care de asemenea să fie făcută delicat și nu intempestiv, hidratarea, care să fie făcută consistent și pe exterior și pe interior, și protecția solară cu ingrediente cât se poate de sănătoasă și atenție, nu avem nevoie de mai mult, dacă vrem o protecție solară sănătoasă, nu avem nevoie mai mult de un SPF 30. Ce ai aflat azi, de ce și se schimbă anumite lucruri în pielea ta vara,
Se implică îngrijirea specială a pielii vara și care produse Forever au rol important în îngrijirea pielii vara. Eu vă mulțumesc. Aceasta este adresa de e-mail unde în mod obișnuit sunt alături de voi în fiecare zi. Voi retrimite mesajul pe care îl trimit în fiecare seară și vă rog frumos să-l citiți cu mare atenție și doar așa să formulați întrebările pentru a putea fi eficienți la secțiunea de întrebări și răspunsuri.